Bună săgetător și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 6-12 martie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia săgetător, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă rezonezi cu aceste previziuni, te aștept cu mare drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Ți-am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea videoclipului, dacă ești interesat. Dragi săgetători, o săptămână bună! Uite că ai parte de tot felul de surprize în legătură cu o negociere, în legătură cu munca, în legătură cu viața ta privată pentru alții dintre voi. Este ca și cum niște activități pe care le aveți de făcut ies extraordinar de bine în această săptămână și uite că mai mult decât atât ai o surpriză foarte, foarte plăcută din partea unei rude. Unii dintre voi reușiți să rezolvați o problemă foarte importantă legată de o persoană masculină din casă sau din familie. Și asta e foarte, foarte ok. Apoi avem intrarea lui Saturn în semnul peștilor, pe data de 7 martie. Și Saturn să știi că stă aici 2-3 ani de zile, timp în care te învață tot ceea ce ține de familie, casă, te responsabilizează. Și bineînțeles că pentru cei mai mulți dintre voi veți trece printr-o perioadă destul de profundă din punct de vedere emoțional. Ori nu vă găsiți locul, ori dacă vreți așa poate să se deschide o perioadă în care tot sunt tot felul de probleme legate de casă, legate de familia voastră. Pe acolo, nu știu, aveți o responsabilitate în plus. Fie discutăm de un părinte, fie discutăm de niște cheltuieli suplimentare care apar. Da? Uh, unii deveniți părinți și atunci da, e o responsabilitate în plus, da, din punct de vedere personal, uh, cei care vreți să vă luați o casă, vedeți că acolo e nevoie de multă seriozitate și dacă reușiți și faceți asta, vedeți că na, cam pe acolo rămâneți și e ceva foarte, foarte important pentru voi mai mult decât atât, uite tot. Uh, intrarea lui Saturn în pești poate să-ți aducă și o perioadă prin care uh, vei avea. O persoană în preajumă ca un fel de profesor, ca un fel de mentor care te poate ghida, care te poate ajuta și da, pentru alți săgetători, uitați că este o perioadă în care relația cu familia, relația cu trecutul devine destul de ciudată. Uite, dacă vrei să te joci cu această energie, încearcă să-ți amintești ce s-a întâmplat în trecutul tău și ce anume ai de învățat de acolo, că asta e foarte, foarte important. Și uite, dacă ești săgetător și dacă vrei să profiți de energia lui Saturn de acolo, ar putea să te ajute să te organizezi ceva mai bine uh, prin casă, prin familie, da? Apoi, lună plină în, uh, în fecioară, lună plină care pentru tine activează axa 40 și uite că ori se închide o etapă legată de cariera ta, legată de un proiect. Ori pentru alți săgetători. da, discutăm de această lună plină cu câteva zile înainte, cu câteva zile după, în care, cum să-ți spun eu, uh, vei reuși să închizi în sensul că uh, îți vei schimba reputația, da? cine ești tu în societate, adică un săgetător singur, căsătorit, un săgetător aflat într-o relație, ești părinte sau ești părinte, uh, care este rolul tău legat de casa ta, de familia ta, dar pentru alți săgetători discutăm despre schimbări care apar din acestea importante din punct de vedere personal, dar care, atenție, au repercursiuni și din punct de vedere profesional. Uh, plină bună pentru tine, da? pentru că norocul uite, vine din partea unor rude, norocul vine prin niște drumuri scurte și tot norocul vine din zona aceasta a, a călătoriilor scurte, a negocierilor, a studiilor, iarăși. Deci multă, multă susținere aici. Bun. În continuare, undeva prin weekend, uite că e un moment bun să cunoști pe cineva, să te vezi cu persoana iubită, să mergi împreună cu un prieten sau împreună cu cineva, să te distrezi, să te simți bine. Și, de asemenea, uite că discutăm despre un moment special un moment în care ai o relație destul de bună. Cu copilul tău, fie discutăm despre copilul tău interior, fie discutăm despre un weekend bun în care poți să te distrezi, poți să te simți bine. Și mai mult decât atât, uite, tot în weekend vei rămâne foarte surprins în legătură cu niște discuții care vor avea loc în casă, în familie. Sunt ca un fel de zvonuri din acestea, ca să nu spun altfel, bârfe. Mm, hai să spunem așa. Nu știu, e un moment în care stai așa de vorbă și uite că afli niște lucruri extrem de interesante care te vor ajuta. Să vedem în continuare, dragi săgetători, și arhanghelii ce îți transmit, ce trebuie tu să cunoști pentru această săptămână. Hai să vedem. Săptămâna 6-12 martie pentru tine. Să vedem Avem invincibilitatea spirituală, numerele importante: 4, 9, 13 și 49. Este clar o săptămână de putere pentru tine, este o săptămână în care comunicarea să știi că este foarte importantă, cunoștințele tale sunt foarte importante, iar. Culorile importante sunt albastru, roșu, auriu și argintiu, iar arhanghelul Mihail este cel care îți oferă un dar, un cadou și este cel care îți transmite următorul mesaj. Îți ofer discernământul spiritual, forța adevărului și luciditatea spiritului care îți sunt de mare ajutor în eliminarea tuturor adversităților. Foarte frumos, deci tu vei avea forța adevărului, tu vei avea luciditate, claritate din punct de vedere spiritual. Lucrurile se clarifică în viața ta. Să vedem, dragi săgetători, și tarotul ce îți transmite, ce trebuie tu să cunoști pentru această săptămână. Hai să vedem care sunt mesajele importante pentru tine. Wow! A ieșit deja prima carte care... Uh, Vorbește despre acel moment în care ți se propune ceva, se întâmplă ceva în viața ta și nu prea vrei să accepti, nu prea ți se pare ție ok. Valetul de cupe, foarte frumos. Da, este o săptămână în care tu vei fi extrem de sensibil din punct de vedere emoțional. Este ca și cum ceva nu ți place, ceva nu ți convine, dar atenție că nu este ceva negativ. Pur și simplu sunt niște sentimente în noi pe care le trăiești, niște emoții noi, niște lucruri extrem de frumoase care se petrec aici pentru tine. Este ca și cum te simți blocat, da, într o situație. Te simți uh, destul de ciudat, pentru că da, bineînțeles, vei afla și niște lucruri care te vor surprinde. Să vedem la baza manifestărilor tale, șapte de băte. Se pare că în această săptămână tu îți vei impune foarte mult punctul de vedere. Este ca și cum lupți singur împotriva tuturor. Șapte de băte vorbește despre un moment uh, aparte pentru tine. Șapte de băte să știi că vorbește și despre acel moment în care tu vrei să îți impui propriile tale convingeri. Cumva lupți pentru adevărul tău. Să vedem în mintea ta cinci de monede. Uite, pentru că te vei simți singur, te vei simți abandonat, uite, poate să apară o problemă de sănătate sau o problemă financiară pe care tu vei dori să o rezolvi. Următoarea carte, Cavalerul de Cupe, așa cum spunea, multă sensibilitate pentru tine. O ofertă pe care tu o faci unei persoane, o invitație pe care o adresezi sau cineva îți propune ceva, cineva vine către tine cu o șansă. Hai să vedem ce se întâmplă de fapt în exteriorul tău. Regele de băte, uite, este o legătură cu o zodie de foc. Poate e legătură cu altă zodie de foc, adică un berbec, un leu, un alt săgetător. Dar cartea vorbește despre mult entuziasm, vorbește despre o persoană care știe bine să negocieze, știe foarte bine să-și spună punctul de vedere, știe foarte bine să acționeze. Justiția, următoarea carte, Justiția vorbește despre o legătură cu zodia balanță, dar văd aici și o decizie importantă care se ia în plan personal legat de niște acte, legat de o dreptate, legat de o instituție publică. Dacă ești într-o relație, văd aici că persoana asta va lua o decizie în legătură cu tine și vei fi extrem de liniștit, extrem de mulțumit. Uh, mai văd aici o persoană care este foarte imparțială, este o persoană obiectivă, care să știi că te poate ajuta foarte mult, chiar te poate ghida. Apoi, uh, judecata, foarte frumos, judecata vorbește despre un moment de adevăr, judecata vorbește despre liniște, despre pace, judecata vine cu acel moment în care tu dorești să te eliberezi dintr-o situație, dar aici văd clar că, din punct de vedere profesional, Ai o persoană care știe foarte bine ce vrea. Da? Cumva este o persoană specială pentru tine. Din punct de vedere profesional, uite, să iau o decizie. Foarte mult timp ai așteptat acest moment, și acum, în sfârșit, da, lucrurile încep să arate într-un anumit fel. Judecata și cu justiția, să știi că înseamnă și dreptate divină, este ca și cum se clarifică o poveste în jurul tău, dar uh, ar fi bine să te deschizi în fața acestor lucruri, pentru că ele nu sunt negative, nu sunt negative. Dragii mei săgetători, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Dacă ai rezonat cu aceste mesaje, te aștept cu mare drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Ți-am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea videoclipului, dacă ești interesat. De asemenea, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și dacă dorești te invit cu drag și la previziunile zilnice pe Zodii, la previziunile pentru luna martie, pentru că mai urmează schimbări mari pentru toată lumea, dar te invit cu drag și la previziunile pentru anul 2023. Te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă.